Acum trebuie să vă spun ceva foarte, foarte important. Noi pe planeta Clounela, pe lângă faptul că cântăm și ne distrăm, avem grijă de planeta noastră ca ea să fie curată. Adică fiecare de noi face ceva util pe planeta noastră. Așa e, prieteni? Da! Eu îmi pregătesc detergentul și îmi pregătesc detergentul. Stați că eu nu am înțeles nimic. Voi copii ați înțeles ceva? Nu! Deci, încă o dată, ce faceți voi pe planeta Clounela? Eu vreau să facem Stop! Am înțeles. Trebuie să o luăm pe rând. Hai, Zâmbărella, bine, spune-ne tu ce faci pe planeta Clounela? Deci eu, copii, pe planeta Clounela, să știți că șterg geamurile. Uite așa, bine, bine, bine. Hai și voi cu mine să ștergem geamurile. Uite, uite așa. Pentru ca razele soarelui să intre mai repede în căsuțe și ele devin călduroase și luminoase. Și știți ce mai fac eu? Eu mai am grijă și de floricele. Le ud mereu ca să fie sănătoase și să crească mari, mari, mari. Dar ia spuneți-mi, copii, cine dintre voi a spălat vreodată geamurile? Să ridice sus mânuța și să strige tare. Eu! Wow! Dar cine a udat floricelele vreodată acasă? Ia, uite cât de mulți copii! Aplauze pentru toți copiii care au avut floricelele acasă! Bravo! Foarte bine! Acum eu, Clounela, vreau să le spun copiilor ce fac eu pe planeta Clounela. Să știți, copii, că eu mereu am grijă de toate jucăriile. După ce ne jucăm, eu le pun mereu la locurile lor, ca nu cumva să le stricăm. Dar vreau să vă întreb ceva. Voi aveți multe jucării acasă? Da! Dar vă jucați cu ele? Da! Nu am auzit, vă jucați cu ele? Și după ce vă jucați, le puneți la locurile lor? Eu zic că mai bine la această întrebare să răspundă părinții. Copiii își pun jucăriile la loc? Bravo! Aplauze pentru copiii care își pun jucăriile la locurile lor. Dar se poate să le spun și eu copiilor ce fac pe planeta Clounela. Eu, copii, pe planeta Clounela am grijă de grădina cu fructe și legume, prepar bucate pentru toți prietenii mei și fac curat la bucătărie. Da. Ia să spuneți, copii, cine dintre voi a ajutat vreodată părinții la prepararea bucatelor? Mânuța sus! Wow, bravo! Să strige tare! Eu! Cine a spălat vreodată fructele? Eu! Bravo! Dar cine a ajutat vreodată la amestecat salata? Eu! Bravo! Dar cine a frământat alouatul? Cine? Bravo! Bravo! Aplauze pentru toți copiii care sunt de folos la bucătărie! Bravo! Bravo pentru toți copiii! Acum și Gogonell să ne spună... Gogonell? Gogonell? Ce face? Gogonell! L-ați văzut pe Gogonell? Nu! Gogonell? Uite, așa e de fiecare dată. Când vine vorba de lucru, ia-l de unde nu-i. Dispare! Hai să-l strigăm, să vedem unde e Gogonell. Sper că nu a adormit pe undeva. Punem mânuțile, uite așa, și-l strigăm tare pe Gogonell. Sunteți gata? Tare și... Gogonell! Mai tare! Gogonell! Gogonell! Sunt aici un Clounela! Unde? Ce faci tu acolo? Ce fac? Păi lucrez ca de obicei. Gogonell lucrează? Gogonell, vină mai repede și ne spune ce lucru important faci tu la noi pe planeta Clounela. Ia uite. E prea plictisitor. Ce? E prea plictisitor. Ce? Uite. Ce ai făcut? Tai frunze la câini. Ce? Caut noduri în papură. Pun bețe în roate. Și desigur mă uit la stele. Da. N-ai obosit. E foarte obositor. Gogonell, hai mai bine să ne spui de ce tu nu vrei să lucrezi. Dar e prea plictisitor să faci curat. Ba, nu-i plictisitor deloc, Gogonell. Eu, de exemplu, mă distrez că fac curat la bucătărie. Da, și eu fac la fel. Atunci când trebuie să-mi strâng toate jucăriile, îmi pun muzică, dansez, cânt și fac curat